În peisajul folclorului românesc aduce mereu o notă de prospețime. La fel de frumoasă, cum o știm dintotdeauna, cu o voce puternică, dar caldă, cu un păr care mereu a strânit admirație, această doamnă a muzicii populare este iubită oriunde în țară, dar și în afara granițelor, pentru că de foarte multe ori merge și le cântă și românilor de departe. Maria Dragomiroiu a ajuns în vârful ierarhiei muzicii populare românești datorită talentului, dăruirii și pasiunii pentru folclor autentic. Doamnă Maria Dragomiroiu, anul acesta sărbătoriți 35 de ani de activitate, de carieră artistică. O carieră de succes, cu multe realizări, cu multă muncă, dar și cu foarte multe amintiri. Vă propun să răsfoim împreună acest album cu amintiri, privind fotografii din diverse perioade și o să vă rugăm să ne împărtășiți ce amintiri vă leagă de acele momente. Cu mare plăcere! Înainte de a privi prima fotografie, vă propun să ne întoarcem puțin în timp, în perioada în care ați început să cântați acasă, nu pe scenă. Știu că ați cântat la acordeon. Care a fost prima melodie de muzică populară pe care ați învățat-o? În momentul când tăticul meu a avut posibilitatea să-mi cumpere acordeonul acela mic cu 12 bași, cum mi l-a adus acasă, după ureche, așa cum știam eu cântecul respectiv, imediat l-am cântat, fără bași, dar numai cu mâna dreaptă, cântecul Marie Lătărețu, Cine trece câmpul mare, și m-am dus repede pe pridvorul sălii noastre și m-am înfoiat în el ca să vadă tot satul cine trecea pe ulița noastră că uite, Maria are și ea acordeon și cântă. Și acum simt acele emoții și vizualizez timpul de atunci când eram copil și eram pe pridvor și cântam la acordeon. Ați plecat foarte devreme de acasă și ați venit de pe plaiurile Vâlcene și ați venit în București, elevă la liceu. Da, în clasa 10-a de liceu, după ce am terminat clasa 9-a la Râmnicu Vâlcea, m-am mutat în București. Și tot în perioada liceului ați concurat și ați câștigat trofeul Floarea din Grădină. L-am început în timpul liceului și spre deosebire de ceilalți colegi ai mei, eu am terminat cele trei etape ale concursului Televiziunii Naționale Floarea din Grădină timp de 7 ani, pentru că am fost mereu controversată că semăn ca voce și timbru cu Maria Tănase și că trebuie să fac ceva ca să scap de această asemănare. Și comisia tot timpul mă întorcea. Când reveneam, mă ascultau și spune: Maria, trebuie să mai faci ceva, trebuie să mai muncești, să cânți ca tine. Asta îmi spunea domnul Vasile Dinu, care era profesor la conservator și era și președintele juriului, comisiei. După... Am învățat asta în timp, da, în anii, mi-am dat seama că trebuie să cânt ca mine, dar asta nu înseamnă că nu cânt și acum cântecele Mariei Tănase. Le-aș fi putut imita, dar am conștientizat eu că trebuie, dacă vreau să rezist și să-mi creez un postament durabil în această meserie și să-mi creez personalitatea mea, trebuie să cânt ca mine. Și asta am făcut de-a lungul anilor. Să revin, deci nu în timpul liceului. Da, am înțeles, da. Dar după câștigarea trofeului ați devenit foarte cunoscută. Nu chiar. Pentru că eu am terminat... Am luat trofeul Floarea din Grădină în 1977, când eu am născut al doilea copil. Ori eram un copil eu, nu atunci a început. Lansarea mea oficială, de fapt, a fost în 79, la Revelionul dintre cei doi ani, 78-79, când doamna Florentina Sadmari m-a luat în cadrul Revelionului, datorită nașei mele, Ileana Sărăroiu, care m-a prezentat. Dumnezeu și a spus: Florențico, am o fată frumoasă care cântă bine, te rog să ai grijă de ea. Și așa m-a luat doamna Florentina la acel revelion. Mi-aduc aminte că m-am îmbrăcat
cu o rochie a televiziunii neagră și aici cu niște o broderie de pietre și de așa de paiete foarte frumoasă. Veneam cu spatele, deci de mi se vedea părul asta. Cine a făcut regia mi-a făcut un mare bine, a avut flair. Deci am venit cu spatele prima oară când venea o interpretă de muzică populară cu părul desfăcut. Așa, am venit cu spatele și când am început să cânt, pe ritornelă, și când am început să cânt, m-am întors cu fața spre lume și așa am rămas până acum, cântând cântecul Ioanei Radu, marea noastră artistă complexă, un om extraordinar și ca muzică populară și ca romanțe, nu mai vorbim, Leliță Ioană. Am cântat atunci Leliță Ioană, filmare care o am și acum acasă și mă emoționează de câte ori o văd. Da, să simt, deși eu eram foarte timidă, mi-era frică de moarte, de tot ce se întâmpla, nu mișcam o mână, nu mișcam un deget, dar asta nu s-a văzut dincolo de micul ecran. Asta numai erau frământările mele interioare. Și am rămas, am cântat cu putere și convingere și de atunci m-a remarcat lumea și mi-a spus fata aia frumoasă, cu părul lung, care cântă totuși ca Maria Tarase. Care a fost primul festival la care ați participat? Concurs mai mare la care ați participat? Primul și cel mai important a fost festivalul de la Craiova, Maria Tarase. Uh-huh. Unde m-a recomandat ca să merg ca și concurentă din partea Bucureștiului, pentru că eram elevă la liceul Ion Luca Caragiale, m-a prezentat și m-a propus domnul marele nostru etnomuzicolog, Harry Browner, care am avut bucuria și șansa să-l întâlnesc, chiar și i-a plăcut timbrul vocii mele. M-a prezentat domnului Adrian Păunescu la Cenaclu și m-a trimis din partea Bucureștiului, ca și concurentă, la Maria Tarase, unde am luat, pentru mine atunci, la 17 ani, un premiu foarte frumos, pentru că cel mai important premiu într-un concurs, festival, este premiul publicului, pentru că publicul te duce unde nici nu visezi, dacă te place. Și eu am luat premiul de popularitate al publicului și am fost foarte mândră de acel premiu. Și pe diploma pe care am primit-o erau așezate niște versuri din filozofia populară excepționale și așa s-a născut cântecul meu, Mărie, Mărie, ia să-mi spui tu mie, care frunză bate când vântul nu bate, care floare în floare, noaptea pe răcoare. Extraordinare imagini care m-au emoționat și eu la rândul meu l-am cântat maestrului Tudor Gheorghe la Sala Palatului în 1974, când domnul Adrian Păunescu mi-a decernat diploma pentru păstrarea purității folclorului eu și lui Alexandru Mica și l-am cântat domnului Tudor Gheorghe și i-a plăcut foarte mult și a făcut varianta dumnealui care o știm cu toții. Vorbind despre festivaluri, avem o fotografie cu dumneavoastră de la festivalul Cerbul de Aur din 1994. Da. A fost prima participare? Da. În cadrul spectacolului de folclor, în recital. Deci, doamna Florentina Satmari, căreia trebuie să-i mulțumesc toată viața pentru tot ce a făcut pentru mine. A avut flair, a avut încredere în mine, m-a susținut, mi-a dat curaj și mi-aduc aminte, a fost o seară minunată aici și eu am această poză și o păstrez cu mare drag. Aveam niște emoții îngrozitoare. Da, a fost, se cânta live, aici am cântat cu Paraschiv Oprea și cu orchestra dumnealui și mi-a făcut mare plăcere, dar îmi dădea curaj Paraschiv Oprea când dirija, pentru că este drăgășenean de-al meu, este vâlcean, deci, și era, Dumnezeu să-l odihnească, din păcate nu mai este. Am și imprimat câteva albume cu dumnealui și în momentul când îl simțeam și se uita la mine, îmi dădea curaj, îmi spunea așa mie din ochi că o să fie bine. Și asta m-a ajutat foarte mult. Așa cum spuneați mai devreme, ați devenit mamă foarte tânără. Da.
cei doi copii ai dumneavoastră, Mircea și Ileana. Aveați și dorința de a vă crea o carieră, dar trebuia să împăcați profesia și obligațiile de mamă. Cum reușeați? Oricum, cel mai important pentru mine a fost să fiu mamă. Mamă, deci familia pentru mine a însemnat și am spus-o și o spun și o voi spune totdeauna. Familia este cea mai importantă, pe primul plan. Deci punând în balanță între împlinirea profesională și familie, pentru mine este mai importantă. Familia, pentru că degeaba câștigi și ai ajuns profesional nu știu unde, dacă ești singur. Dacă n-ai cu cine să împarți toate aceste bucurii. Și atunci nu mai valorează nimic. Pentru că singurătatea este cea mai grea boală. Așa, din toate punctele de vedere singur. Aici sunt copiii mei, Mircea și Ileana. Uite, am îmbrăcat frumos. Ileana este în costum popular. Nu mai puteam de dragul lor. Aici este la mine, la mine acasă. Este o poză de la mine de acasă. Și, nu știu, aici mie mi se pare că Ileana mea parcă ar fi Gioconda. Așa seamănă aici. Da, sunt... Sunt împlinirea mea, sprijinul meu, mulțumirea mea, ei reprezintă visele mele către care am tânjit și tot ceea ce e mai bun pe lumea asta. Reprezintă copiii mei și acum și nepoți. Ați spus și acum, dar și în repetate rânduri, că au fost mulți oameni care v-au sprijinit la începutul carierei, mulți oameni care v-au încurajat și au crezut în talentul dumneavoastră. Dincolo de doamna Florentina Satmari, de Adrian Păunescu, amintiți-ne și alte nume care v-au fost alături de-a lungul anilor. Da. Într-adevăr, iarăși, consider că așa a fost menirea mea, să ajung până aici și nu poți să faci ceva dacă nu. Sunt ocazii care întâlnești oameni ce îți aruncă, eu știu, îți întind o mână. Reprezintă verigi. Și eu am tot, m-am intersectat cu oameni care m-au ajutat pe parcurs, dar m-au ajutat că au avut, spun ei, pe cine ajuta. Au simțit această nevoie să mă ajute, pentru că au simțit că pot să devin o valoare și să rămân să scriu și o pagină în cartea de aur a folclorului românesc. Și printre, în afară de, deci Harry Browner, prima a fost nașa mea, Ileana Sărăroiu, care m-a dus la doamna Florentina Sarmari. Pot să-l enumer și pe Tudor Vornicu, pentru că în acele emisiuni care le făceam împreună cu doamna Florentina de sâmbătă seara, care erau emisiuni de divertisment extraordinare, tot, aproape tot timpul, la 2-3 săptămâni, eram în cadrul acestor emisiuni și asta a însemnat mult, pentru că toată lumea, tot poporul român se uita la acele emisiuni și cei artiștii care evoluau în cadrul lor, fiecare au însemnat ceva, artiști de seamă pentru acest popor. Și așa am reușit să urc pe scara valorică. Vreau să mai amintesc și pe Dinu Săraru, care este vâlcean de-al meu și care mi-a scris pe primul meu album și datorită căruia am făcut singură un album de la început, când un fel de lege nescris era că pe primul album trebuie să fie 4 sau cel sau 2 sau 4 artiști, interpreți, fiecare să cânte încât să se însumeze un album. Or, Tinu Săraru, când era director la televiziune, m-a luat în niște spectacole șezători literare pe care le făcea televizate, în cadrul cărora erau mari artiști și artiști de operă și actori. Și eram și eu care cântam singură sau cu o cobză cumva. Deci erau șezători la vedere, pe scenă, toți stăteau și unul spunea o poezie, unul spunea un monolog, unul spunea, unul cânta operă, unul eu mai cântam ceva. Și depănam și vorbeam și așa m-am învățat cu scena și dumnealui a văzut că sunt un om serios și ascultându-mă ce cântam,
a dat telefon domnului Vasile Șirli, care era directorul Electrecordului, și a spus: Vasile, am la mine o fată, o vâlceancă de-a mea, care îți spun eu, ca profesionist, că merită să facă de la început un album singură. Și domnul Vasile Șirli mi-a ascultat repertoriul, a văzut că este valoros și așa am făcut primul meu album în 1982, Floricică de pe coastă. Pe coastă, da. De care sunt foarte mândră și care s-a vândut în peste un milion de exemplare atunci. De-a lungul anilor nu mai știu, dar a fost, l-a făcut cu Paraschiv Oprea foarte, foarte frumos și în care se vedea dorința mea puternică de a merge pe acest drum. Adică cu fiecare cântec ajungeam direct în sufletul oamenilor. Aveam așa o dorință de viață, de iubire, de cunoaștere, de tot ce înseamnă optimism. Deși eu în sufletul meu, repet, eram altfel, dar asta mi-aș fi dorit să fiu așa. Și probabil că asta am transmis lumii și așa am început să evoluez. Încă o persoană care v-a fost tot timpul alături. Așa. Este domnul Bebe, nu? Povestiți-ne, da, ce să cum a evoluat. Asta este o poză de la cununia noastră civilă. Da. Din 91. Pentru că noi suntem împreună din 87, dar l-am ținut în, cum se zice, suspans. Așa. L-am ținut 4 ani pentru că eu este a doua mea căsnicie, aveam 2 copii din prima și știi când te arzi cu ciorbă, sufli și în iaurt, că așa este o vorbă de care trebuie să ținem cont, că nu este întâmplător. Dar după 4 ani am venit din turneu unde am fost pentru prima oară plecată în Los Angeles, de la Los Angeles, am venit acasă cu verghete, cu câte ceva, câte un ineluș, câte o brățărică și pentru copii și pentru el și am zis, gata, trebuie. Pentru că mi-am dat seama că rămăsese cu copiii acasă, iar eu eram pe acolo și erau și războiul din gol, dacă țineți minte, era nenorocire, ci era pavioane și am zis, Doamne, dacă nu mai ajung acasă, dacă se întâmplă ceva cu mine, las băiatul așa încurcat. Și când am fost sigură și acolo, la Los Angeles, familia Agop, un român armean, mi-a făcut niște verghete extraordinare, unicate, verghete care o am și acum, făcute acolo din un model special așa, pentru că mă iubea foarte tare și dumnealui și soția dumnealui și ne-am întâlnit peste ani de câte ori am fost prin Los Angeles și ne aminteam că de verghetele pe care mi le-a făcut dumnealui. Deci am venit și m-am căsătorit cu acest om minunat. Și suntem împreună, deci din 87, facem socoteala câți ani sunt? Mulți. Da, aproape 30. Acum se fac 30, da. Acum se fac 30 ani. Am luat-o de la capăt cu 2 copii și dacă am gândit la fel și dacă a fost iubire și respect și dorință de a face ceva împreună, am făcut. Am crescut copii mari, i-am căsătorit, avem nepoți, copiii sunt la casele lor, noi la casa noastră și la noi este cartierul general și așteptăm ca, dacă nu în fiecare zi, la 2 zile, prea mult când nu ne vedem. Este deja prea mult și mă supăr. Așa că aproape în fiecare zi suntem împreună la masă, împreună ne jucăm cu cei mici și este minunat și nu mai vreau decât sănătate și iubire să avem parte de asta. Și de asta rog în fiecare zi pe Dumnezeu să ne dăruiască sănătate și iubire. După primul album lansat în 83, Floricică de pe coastă, a urmat șir foarte lung de albume. Nu foarte lung, până în 90 încă vreo 3. Dar după aceea, aproape an de an, ați scos câte un album. Da, nu. Eu nu mă pot, că vreau să precizez, nu mă pot lăuda și nici nu cred că asta este o laudă. Cu o cantitate enormă, de număr enorm de albume. Nu, asta e important. Luigi Ionescu a trăit cu o piesă, cu Lalele. Și a fost, este și va rămâne tot Luigi Ionescu, marele nostru interpret.
Deci nu cantitatea este importantă. Deci am făcut cam în jur de 18 albume cu care mă mândresc foarte tare, pentru că eu sunt un om foarte exigent și n-am făcut de dragul, doar de dragul banilor așa. Am făcut atunci când am simțit că este gata și că merită să ajungă cunoscut de marele public. Avem fotografii de la câteva lansări de album. Da, da, când este asta? Asta este din 95. Aoleu, nu mai știu care a fost atunci ce am mai lansat. Vai, 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 vai. Amintiri. Și aceea, asta cred că este din aici, 2000. Asta este din 96. Ați 96? Lansat și un CD și un DVD atunci. Dublă lansare. Da, da. Amintiri frumoase. Oricum, cea mai dragă lansare a fost cea când eu am lansat un album de muzică ușoară, dar nu am aici, printre aceste poze. Album pe care mi l-a încredințat maestrul Temistocle Popa și se numește Inima. Inima, care este cântecul din care Ileana Sărăroiu, nașa mea, a făcut romanța Inima. De-ai putea tu să vorbești, inimă, de-ai putea să povestești, inimă. Așa, ori eu îl am original, pentru că este al lui Temistocle Popa, original, cântec de muzică ușoară și este primul cântec de pe albumul Inima și eu sunt foarte fericită că am colaborat cu dumnealui. Asta este de la lansarea CD-ului Cântecul și Dragostea, a, Cântecul din 2000. Și, da, 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 da. Și sunteți alături da, de doamna Irina Loghin și de soțul foarte, foarte drăguță și am avut mari emoții pentru că a fost un reper pentru mine Irina Loghin când eram mică. Nu credeam că o să am această șansă, măcar să o ating vreodată și uite ce înseamnă viața. Dumnezeu mi-a ajutat și am ajuns să ne cunoaștem, am ajuns chiar să ne cunoaștem foarte bine, să mergem împreună, chiar anul trecut într-un turneu în America pe care l-a realizat soțul meu, unde am constatat că ne înțelegem foarte bine, că este ușor să comunici cu oamenii dacă știi să lași de la tine, să accepți unele lucruri, să realizezi că nu suntem la fel toți și că ne luăm pe fiecare așa cum suntem. A fost minunat, au fost o lună și jumătate de clipe minunate în compania acestei mari artiste de la care am avut toată viața de învățat. Pe aceste albume despre a căror lansare vorbeam, aveți foarte multe piese la care sunteți și autoarea textelor. Păi da, muzica populară înseamnă creația poporului român. Sunt niște povești de viață puse pe note. Da. Credeți că ăsta este motivul pentru care ajung atât de ușor la sufletul ascultătorului? Nu știu, probabil că cele pe care le-am creat eu, în ele am pus mai mult suflet și eu le-am văzut în felul meu. Și am această putere de a dărui mult, exact așa, pentru că lumea este oglinda sufletului nostru. Și dacă lumea a văzut exact în sufletul meu, le-a văzut așa cum le-am simțit eu. Și eu le-am simțit într-un anumit fel. Cred că așa este. Mi-s foarte dragi, foarte multe am, la care am lucrat, fiecare are câte o poveste. Nu stăm acum de poveștile astea, că ne apucă dimineața, dar mi-aduc aminte de fiecare. Nu, poate să povestesc una, dar este mult. Deci cântecul, unul dintre cântecele cele mai dragi, reprezintă Lună, Lună Nouă, pe care eu l-am făcut datorită versurilor pe care le-a spus mama mea când eram mici, cei trei frați la țară și era luna ca secerea pe cer, noaptea, printre stele, ne dădea repede un bănuț, de obicei de metal, și spunea, nu vă uitați acum la lună. Și numai după ce vă dau bănuțul, ne dădea bănuțul, închinați-vă la lună și spuneți, lună, lună, lună nouă, taie pâinea în două, ție jumătate, mie sănătate și să învăț carte. E de la aceste versuri, eu când mergeam cu fata mea, cu Ileana, care avea până într-un an, cu landou, de la o stație la alta de troleibuz, de la Lânării, Șincai și până la Budapesta,
așa mergeam în fiecare noapte, că lucram la un atelier fotografic, de aceea mă pricep la poză și la lumini și tot ce înseamnă legat de poză și de chipul omului, cum să-l pui în valoare. Vedeam tot timpul luna, când era ca să cerea lună nouă, până ajungea lună plină, rotundă, și o lună, lună după lună, o vară întreagă, și odată mai zis, dar stai puțin, ce-ar fi să fac eu un cântec care să fie această legătură între lună și copilul meu, care îl duc cu căruciorul. Și au ieșit așa, a doua strofă, lună, lună plină, coboară în grădină, razele țeanină pe flori de sulfină, împletind cunună, cunună de flori, de la sărbători, și făm legănuțul, leagă-n în pruncuțul. Lai, lai, lai și lui, 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 puișorul mamei pui, leagă-nul sufletului, bucuria omului. Și este cel mai drag cântec al meu, pentru că este făcut așa de mine. Și așa fiecare are povestea lui. Da. Fiecare cântec are povestea lui. În cele mai multe apariții, că indiferent că sunt concerte, apariții TV, apariții la alte evenimente, aveți niște costume superbe. Da, și pentru mine costumul aveți, popular... De fapt, o colecție, da, de costume, unele sunt vechi de peste 100 de ani. Da, 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 da. Am și vechi, am și creații. Pentru mine costumul popular consider că înfrumusețează femeia extraordinar și îi dă așa o alură de regină. Deci te evidențiezi oriunde ai fi, pentru, datorită costumului popular. Eu niciodată nu merg când am de făcut un program sau două la un eveniment, prima oară apar în costum popular. Poate a doua ținută este și ceva mai stilizat, dar prima oară apar în costum popular pentru că știu că asta mă pune în valoare și asta sunt eu și asta vrea lumea să vadă. Avem câteva imagini cu diferite costume populare. Da. Nu mă îmbrac în costume din altă zonă. Ori de Oltenia, ori creații. De exemplu, ăsta, că mi-ați dat aici, aici sunt la Dallas, în America, și când am afară, era un soare, Doamne, mi-aduc aminte. Comunitățile este... de români de acolo? Normal. Dar unde credeți că noi cântăm când mergem afară? Cine spune că rupe America sau pe americani, vorbește în vânt. Nu. Deci la românii de acolo, ei n-au nevoie, nu sunt românii noștri, au și nevoie de hrană sufletească. Și hrana asta sufletească înseamnă arta. Muzica ușoară, populară, eu știu, actorii, piese de teatru, nu? Și artiștii lor. Și artiștii lor. Pe artiștii lor. Sigur, să-i pipe, să-i întrebe. Da. Cum mai e? Ce mai e? Bine, acum este mai ușor, mai simplu, dar după 90 era sărbătoare mare când apărea un artist. Asta este un costum creat de mine, cusut de mine. Este costumul care l-am făcut la 17 ani, bine, numai șoarțele și vesta. L-am făcut la 17 ani pentru floarea din grădină. Și ăsta are o poveste, că nu avea frunzele albastre, erau verzi. Dar mi-a spus președintele comisiei, domnul Sorin Grigorescu, că e tricolor unguresc și ceva, și m-am boscorodit. Și atunci am tăiat fiecare bucăță, nu te prind cu costumul, s-a zis. Fiecare firișor l-am tăiat și l-am cusut cu altă culoare. Așa de mult mi l-am dorit costumul ăsta. Și deci a devenit un unicat. Alt costum frumos. Asta este tot creat. Eu împreună cu prietena mea dragă Marina, care din păcate s-a stins anul trecut la 53 de ani, mi-a creat cele mai frumoase costume populare. Eu și cu ea. Ea venea cu o grămadă de petice, de rebuturi de asta, de la fel de fel, nu știu pe unde, de unde le aducea. Și făceam frunzulițe, făceam toamna, făceam primăvara, făceam fel de fel, pe în toate culorile posibile. Și ea mi le făcea la mașină, de mână, îmi punea pietricele. Deci era o minune. Avea această ușurință de a crea. Mi-a și pictat foarte multe tablouri. Dumnezeu să o odihnească, pentru că în orice parte a casei mele le întorc capul, o văd pe Marina. Asta este. Dar îi mulțumesc de acolo de unde este că mi-a lăsat așa costume frumoase. Și pe ultima oară când a venit, mi-a dat un mic tablouaș de ziua mea acum 2 ani și mi-a spus: Mărie, să fii sănătoasă și să-ți fie viața ca o primăvară. Și îi mulțumesc frumos.
Un element distinctiv al imaginii dumneavoastră este părul. Întotdeauna a fost. Da. Avem fotografii și de când erați la început, de mai la început de carieră, mai tânără. Și mai recent? Mi-aduc aminte, dacă nu, mă lasă memoria, deși uit foarte mult, dar uit lucrurile mai recente, cele deodată nu le uit. Este la o... Era revista Vedete? Lansarea revistei Vedete, da. Așa. Și am fost invitată și am primit diplomă și atunci mi s-a făcut această poză. Dar părul este la fel de frumos? Părul acum, este la fel de lung. Părul este la fel de lung. Acum trebuie să rog pe fata mea să vedem cine să mi-l taie vreo 10 cm. Nu există niciun secret. M-am, când am văzut că îmi cade, ani de zile în urmă, că toată lumea a rămas cu ideea asta, că mă spăl cu săpun de casă. Nu mă mai spăl de foarte mulți ani, cred că de 15 ani nu mă mai spăl, pentru că este foarte greu să te spăl cu săpun de casă, să-l transporți după tine prin afară, prin te oprește la vamă, nu știi ce e acolo. Nu, mi-a fost și e și greu de spălat, trebuia să mă spăl de 2-3 ori ca să spele, să se facă frumos. Din comoditate, că mai revine și comoditatea, îl spăl normal. Dar el este genetic, așa. Genetic, de la Dumnezeu. Pentru că îl iubesc eu foarte tare. Da, așa este. Aveți în rândul artiștilor foarte mulți prieteni. M-aș bucura. Noi am găsit câteva fotografii în care sunteți alături de artiștii valoroși. Este lângă Dan Spătaru. Dumnezeu să-l odihnească. Asta este o poză, ia să văd bine. Este o poză făcută la mare. La mare, la spectacolele de la mare. Când eram mică, la radio care l-aveam într-un cui în perete, în singura noastră cămăruță de 9 metri pătrați, unde stăteam 5 persoane, 3 copii și 2 părinți, îl ascultam pe Dan Spătaru. Lună de moscară de mătase și să știi, măicuța mea, că porti icoana ta. Eu plângeam tot timpul când îl auzeam pe Dan Spătaru. Eu făceam scenarii, visam, vedeam. Eu vedeam și făcut cântecul acela cu lună, lună nouă. Eu vedeam tot ceea ce cânta Dan Spătaru. Și n-aș fi crezut vreodată că voi ajunge pe scenă cu Dan Spătaru. Și iată ce bun a fost Dumnezeu, că m-a ajutat și m-a dus cu destinul meu până acolo încât am fost pe scenă cu Dan Spătaru și ultimul lui turneu în America, și Canada și America, l-a făcut împreună cu mine, cu Țociu și Palade. Aminte, dau mare, mare, enorm de mare, cel mai popular, după care venea o țară întreagă la un spectacol, cel mai popular artist, interpret de muzică ușoară. Și a fost prieten, a fost la Bebe, la ziua lui Bebe, avem multe poze și am întâlnit împreună cu familia toată, cu și cu Sida. Alături de Corina Chiriac, Raul. Da, domnul Păunescu. Vai de mine, vai ce emoționată sunt. Domnul Păunescu este născut în acea zi, aceeași lună cu mine, cu diferență de 20 de ani. Deci eu, acum împlinesc, sunt pe 11 iulie, împlinesc 60 de ani, iar domnul Viorel Păunescu să-i dea Dumnezeu sănătate, că m-a învățat numai de bine când am fost, când cântam la bar unde era dumnealui șef, împlinește 80. Și îi transmit pe această cale să fie sănătos și că îi mulțumesc încă o dată pentru toate sfaturile bune care mi le-a dat și pentru cât m-a ocrotit atunci când aveam nevoie de ocrotirea dumnealui. Aici avem o fotografie în care sunteți alături de Mirabela. Aia Mirabela, Doamne, câți ani și cu Mirabela. Este la, nu știu, la ceva de un eveniment de gala caritate. Gesturilor de suflet. Așa. Da. Da, eu 2012. Așa. Eu am dăruit aici rochița mea pe care mi-a cumpărat-o Bebe, un unicat de pe Magheru până 86, 87, nu știu când am dat foarte mulți bani pe ea, era așa, în stil național, din pânză topită și cu broderie și cu pietre și am dăruit-o ca cea mai frumoasă și de suflet rochița mea, am dăruit atunci în cadrul acestui eveniment.
Aici sunteți doar dumneavoastră, dar la un eveniment al unui prieten, la lansarea albumului lui Raul. Da, Raul este un prieten de-al nostru, mi-a creat și mie foarte multe cântece, mai e puțin și încherbăm un album întreg și o să facem probabil o lansare. Un copil bun, un copil muncitor care i-a creat foarte multe cântece Mirabelei și au cântat și au făcut fericită foarte multă lume prin cântecele lui. În 2009 ați primit diploma pentru 30 de ani de activitate în slujba folclorului românesc, așa, acordată de TVR. Arita. În același an ați fost sărbătorită pentru un concert aniversar la Sala Palatului, concertul 30 de ani de carieră. Vai de ce emoții am avut, Doamne, ce emoții am avut! Eu la acest spectacol, cu la prânz, când am făcut repetiție cu Botgros, eu nu puteam să zic A, nu puteam să vorbesc. Așa eram derăcită și am fost la Spitala Sfânta Maria, la profesorul Dorin, nu Dorin, la Codruț, la Codruț, băiatul domnului Dorin, îl cunosc și pe domnul Dorin, dar la Codruț, și mi-a făcut ceva în o perfuzie că am putut, nu la nivelul care mi-aș fi dorit și care aș fi putut, dar bine că dacă eu nu puteam să cânt live, spectacolul nu se ținea și plecau 4.000 de oameni acasă. Pentru că maestru Botgros, și pe bună dreptate, a spus că nu mimează pe orchestrațiile altor dirijori. Și avea dreptate, dar Dumnezeu unul m-a ajutat și acum se repetă sub o altă formă, deodată în viață, acest spectacol inaugural al meu, de 35 de ani de activitate, și până acum reprezintă va fi cel mai important moment din viața mea. De acum mai sunt 4 luni, câte mai sunt până în octombrie, și eu nu dorm noaptea, de acum nu dorm noaptea de frică, de tot emoție. Tot de acolo. Tot de acolo. Imagine cu dumneavoastră și cu Iliana. De mine și cu fata mea. Și maestru Botgros. Și maestru Botgros. Știi ce mi-a spus fata mea aici pe scenă când a întrebat-o Iuliana Tudor? Care este cel mai mare defect și cea mai mare calitate? Și Iuliana a spus așa: cea mai mare calitate a mamei mele este bunătatea. Și cel mai mare defect, tot bunătatea. Și eu de atunci am învățat multe. Și am învățat și mi-am dat seama că are dreptate. Că știți că de multe ori ești prost de bun. Și acorzi prea mult din sufletul tău și oamenilor care nu merită. Dar nu mă pot schimba. Deși știu că nu merită, fac același lucru în continuare, așa simt eu. Să dăruiesc. Dar dăruiesc și la cine nu merită. Care nu, adică nu apreciază. Dar asta este. Da. Să îndrească copiii. Da, au fost toți acolo, dar... Da, amintiri excepționale. Da. Când nu cântați, când vreți să vă relaxați, ce da, faceți? Da, nu există relaxare. Nu e timp niciodată direct. Ce vă place să dar faceți? Relaxa pentru mine înseamnă tot să muncesc, să merg în grădină. Așa. În grădină și să muncesc până cad pe brânci. Acolo cu gândurile mele, cu floricelele mele, cu brăduleții, cu tuile, cu tot ce am eu pe acolo, cu tund, văd ce a crescut și e în plus, își mol burenile, deci acolo mă relaxez, adică mă relaxez. Stau cu mine, doar cu mine și cu gândurile mele și mă simt foarte bine. Există niște persoane, niște omuleți, pentru care omuleți? Nu sunteți artista Maria Dragomiroiu, sunteți Nana. Da! Nepoții ia să vedem aici. Dumneavoastră. Aoleu. Aici sunt doar nepoțele. Doar 3. Da. Dumnezeu ne-a mai dăruit un băiat între timp. Spuneți-ne că... despre ei da. Ceva. Eu sunt Ilinca, eu sunt Maria și eu sunt Ana. Elizabeth, Maria Alessandra și deci ea este fata Ilenei, da. Cea mare, și mai are un băiețel mic de 1 an și 4 luni. Care se numește? Care se numește Daniel, iar soțul meu, bebe, îi zice prea fericitul Daniel. Așa, iar ele sunt ale lui Mircea, fetele lui Mircea, și nu mai pot din ele. Ele au spus că la noi este casă de petreceri, de aia ne-am făcut-o și acolo ne adunăm și facem acolo un grătar și ne jucăm prin iarbă și ne jucăm acum, sunt mari, nu mai fac așa. Dar știți ce mă puneau să fac? Să jucăm capra cu trăiezi, eu să fiu capra sau iedul mic și ne ascundeam după toate alea, nu mai știu, mă băgam prin șifonier. După ce să spun, toate prostiile le-am făcut.
făcut cu ele. Dar este minunat. Cel mai frumos este să rămâi copil în suflet, să rămâi la mintea lor. Că, și probabil că de asta nu se vede că au trecut anii. Că mie îmi place tare mult să mă pun la mintea copiilor și să fac toate șububețeniile din lume odată cu ei. Aveți o carieră frumoasă, o familie frumoasă, sunteți un om fericit. Da. Deși știi cum e, fericirea este așa o clipă. A venit și s-a dus. Că problemele apar și sunt în viața ta, în viața fiecăruia. Asta nu înseamnă că n-ai probleme și că n-ai, dar le rezolvi. Treci peste ele. Dar când ai susținere și ai lumină în jurul tău și bucurie, treci mai ușor peste ele. Pentru că se apropie ziua dumneavoastră. Vai. Da. Spunem de acum la mulți ani. Vă oferim acest set de fotografii și acest buchet de flori. De mine. Vă dorim sănătate. Vai, ce frumoase sunt. O să râd. Ce mi-ați oferit reprezintă sunt printre preferatele mele ca flori. Pentru că țin și foarte mult, iar da. Florile înseamnă bucurie, înseamnă dragoste. Ce minunat este. Orice femeie, o femeie o mulțumești puțin. Dacă îi aduci de ziua ei o floare, este împlinită. Și nu e costisitor. Poți să vii cu un sigur firișor, dar să vii cu toată dragostea. Cum vine bebe, soțul meu, cum vine de la când merge la piață, tot timpul el știe dacă mai am și se uite dacă mai am flori proaspete în glastră și niciodată glastra mea nu este goală. Tot timpul mi-aduce flori proaspete și asta înseamnă că mă iubește, înseamnă că mă face să am încredere, pentru că asta este foarte important, să ai încredere unul în celălalt. Și atunci îți dă siguranță, asta îți dă siguranță că totul va merge până la capăt. Și așa să fie pentru toată lumea. Vă mulțumim foarte frumos și la mulți ani! Mulțumesc frumos!